de nor și de ceață foarte sus e că tu nu costești. Ne întâlnim cu Mărioara, la poalele muntelui. A fost la cumpărături. Se grăbește acasă, a făcut focul la cazanul de țuică și e o îndemn să nu stea după noi, că noi știm bine drumul. Urs spre Costești de ala a doua oară și atunci și acum cu camera de filmat. Să fi trecut 2 ani. Mă fascina atunci poteca aceasta pentru că nu puteam crede că e singurul drum care duce într-un sat. Recunosc locuri neschimbate de atunci. Suntem aceiași care urcăm muntele, fără călăuză, pentru că deja cunoaștem drumul. După 2 ore de urcuș abrupt, văd primele case. Exact ca atunci. Numai că acum știu că trebuie să o caut pe fia. Mi-o amintesc foarte bine. Sunt vreo 16 familii. Ei sunt. Ce să facem? Așa ne-am... Așa v-ați găsit aici. Da, preot, medic nu aveți? Nu. Numai când coborâm joc. Nu s-a schimbat nimic. Școala tot închisă. Copiii trebuie să coboare în sat 3 ore să învețe carte. Nu cred să mai fi urcat cineva pe scena care altădată era plină la ospețe. Doar noi, acum 2 ani, cu același aparat de filmat. Fia nu e acasă, stă în gaz de jos în sat cu nepoții, dar înoptăm la ea. În zor plecăm să-i cunoaștem pe Ana și Gheorghe, vecinii fiei. Un strat de nori peste lumea de jos. Și ne bucurăm că suntem dincolo de nori. Ne-a luat o oră să ajungem la Ana și Gheorghe. De când m-am plecat în picioare, numai cu ăștia, cu de-așa. Și numai cât am fost militar, în armată am purtat altă îmbrăcăminte. Pe timpul ăla nu era pe aici nimeni cu haine, costume de-așa alte. Numai cu haine de-așa făcute de mână, din război, de la... Femeile, ele, coseau, făceau, acum s-au desfințat sportul. Dar noi și așa suntem, acum, pe ducă, la anii nu ce să mă așteptăm, altceva. 87, intru acum, 86 am depășit. A fost și greu și a fost într-o chipă, până am fost tari și sănătoși, le-am învins. Ce să facem? Acum a trecut vreme. Aici ne-am născut. Mă, 4 clase am făcut. Am 3 școale. N-am murit de foame. Chiar în timpul războiului m-am încorporat și am fost în Rusia, la război. Am petrecut și pe acolo. Ne-a obligat, domnule. Eu n-am prea mult așa pe linia întâi, să fie clar. Că am fost... M-a băgat așa în calare și făceam de la divizie la regiment, duceam corespondența, zi la zi, cu cal, nu era ca acum mașini, cu calul și eu nu prea mult am stat pe poziție, pe linia întâi, da? Eu făceam mult serviciu, că trebuia și avea răspundere mare, că tot secretul era în mâna mea, da? Cel puțin nu mă păzeam de gunți. Era o distanță de la divizie, de unia sediu diviziei și până pe poziție, ca cum ar fi de aici, ca de aici pe la Alba. Doamne, iartă-mă, că nu, din mâna mea nu cred că muri nimeni. N-am avut, au avut posibilitatea aia, dacă nu... Alții ori și eu tras și alții ori mie și a fost mai cel mare, Doamne, de asta. Am mers până la Marul Vulzii, am fost pe la Don, pe la Rostov. Din câte am trecut, dacă m-am mai gândit, m-am mers cum am ajuns. Am plecat de din orăstie, că aici am făcut de recrut. Și 3 săptămâni și 3 zile nu mi-am zis de pe tren, până am ajuns la poziție. 3 săptămâni și 3 zile am mers în continuu și zice, numai cât oprea câteodată pe zi, uneva pe câte o linie moartă, de-a lua apă pentru cai și pentru trupa. Restul, linie dublă, cum am trecut de aici, prin Polonia, prin Lemberg și pe cât am...
Asta e viața. Asta e viața. Dacă știm prin câte ne-am petrecut, prin câte ne-am petrecut viața și... Uite, am ajuns anii ăștia. Am ajuns anii ăștia, alții să nu țineți. Ce să faci? Așa-i soarta. Te-am cât de rugăciuni. Fete sara până... Cu alea ne-am intrat în sânge, cu alea avem tot felul de rugăciuni pentru toate și pentru tineri și pentru căsătorii și pentru animale și tot specifică. Cam așa bătrâni, tineretul s-a destrăbalat. Știe Dumnezeu, dar a zice că nu-i bine, după cât. Că Dumnezeu, un singur Dumnezeu a fost și de-a scrieți în cărți. Cu ăla, apoi încolo, ăștia acum nu mai cred. Cred în puterea lor. Nu cred în puterea lui Dumnezeu și ăsta, da? Tot Dumnezeu îți destința, Dumnezeu te apără de toate suferințele. Un trecător, cum zic. Cât ar fi de ăsta și om și... Animale, toate sunt trecătoare, nu-i nimic, altceva ca să moștenească pe veci. Toate sunt trecătoare. Ei, nu rămâne palmă nebământ cât umblați pe aici necosit. Și acum uite și la noi, e numai o țărușcă cosită aceea. Și de altă parte nu cred că mai este în celălalt. Nu, n-are cine și nici nu mai capeți oameni. Nu se mai găsesc oameni care... Numai cu Dumnezeu mai trebuie. Numai. N-ai cu cine mai lucra, nu mai... Ești animale, n-ai cu cine le mai ține. Acum, tu taci, că tu vorbiști. Acum au mai trecut poveștile, că suntem bătrâni. Cât mai povestim amândoi, că n-ai cu cine. Cum zic, trece săptămâna și nu vezi om. Nu vezi om aici. Nu. Atunci mereu la petreceri, că se făcea petreceri pe ei, se făceau spețele aici, pe deal. Aici am făcut și la băiatul ăsta, am făcut un spățu aici. Și al nostru a fost pe aici. Și mereu seara se făceau, că era mult, se făcea așezături, mereu așezături. Acum noi unde merg, ei și pe, când mă duc la fie, într-o lună. Țăseam, coseam. Acum nu mai pune nimeni război, nu mai cosă, mai facă de uștri. Ne întoarcem la drum, încă o oră de mers și numai pustiu, case părăsite. Îl căutăm pe Ștefan. Aici nu e cimitir, așa, fiecare pe locul lui și iasă mai la drum, că acolo e un drum așa mai popular, de să circulă în jos și în sus. Și de asta trebuie să duci de aici și până acolo mortul. Știi că e la drum, am pus și noi mormintele la drum, așa. Asta e un obicei. Dacă sunt obișnuit, așa cum era de mult, că venea cineva, trece pe multe aia, sau venea din partea asta cineva, sau ieșea de aici, din jos cineva. Apoi, tot scap din când în când, așa de mă uit. Mă, nu-i nimic, dar nu-i nimica. Și să vină din jos, aștept, că știu că așa era. Și pe multe trecea cineva, știu că așa era, să mai treacă. Nu mai trece, nici nu mai iasă, nici nu mai vine. Că s-o dus. Și dacă mă e slabi, ăștia nu mai pot mere de acasă. Stau acasă. Și gata. Stau acasă și nu mai pot mere. Așa că s-o sălbăticit. E urât acum, ca să spun. Început să-mi fie urât. Că eu aici m-am născut, aici am trăit așa, n-am... Da. De mult era cu totul altie. Era mai multă lume, era unii cu alții, te ajutai. Acum și de aici ceva, ferească Dumnezeu, zăpada mare ceva. Nu vine, parcă n-are cine veni să te îngrope, nu mai mult, nu știi.
De alul ăsta, nu știu cum să zic, până dacă aveai minte când ai fost tare să fii, să-l fi părăsit în Kazan, deci asta, jos la un loc mai bun, mai poate ca. Dacă ce te-ai născut, vezi cum e. Ne pare rău și să părăsești ei, să prie, să te duci, că e o munte întreie și rămâne pustiu. Și așa, măi, căznim o țiră, păi nu știu dacă se mai întoarce cineva, sau nu se mai întoarce la ceea ce ia. Am trudit aici, faine, că am îmbătrânit aici și am făcut la... Tot ce-i făcut pe ei, făcut de noi, plus acolo, la Căstâu. Și apoi, nu, îți pare rău să pleci, să lași dintr-o dată așa pus. Eu rămâne el, că pădure, au fost păduri să fac pe aceea. Da, să facem până mai putem, ne mai ținem o țără cu puterea. Plecăm, a căzut lumina, dar mergem fără teamă. O noapte de vară, parcă, cu lună plină. Gazdele noastre ne așteaptă îngrijorate. Deși târziu, stăm cu ei de vorbă. Se urcă foarte greu, numai cu calul, cu șaua, nici măcar cu căruța nu putem să urcăm. Trebuie să scoatem sare, trebuie să scoatem făină, pâine, tot absolut în spatele calului. Nu-i foarte simplu. Doleanța noastră care o avem noi ăștia cetățeni și câțiva care suntem aici, noi drumul. Restul nu pretinde nimic la statul român să ne... Bineînțeles, și produsele astea să le putem valorifica, lâna, brânza, laptele, carnea. Și să nu vină străinii să aducă în țară și noi nu avem ce să facem. Care e părerea mea de crescători de animale, e mult mai de calitate produsele românești a noastre față de ce aduc dincolo. De ce să pune preț mai mult? Nu pot să-mi dau seama, nici nu comentez că nu se măsură. Nu știu, după 2007 ce va mai fi. Am vândut. Totuși am mai vândut până acum. Brânză, cât am mai făcut. Iarna, aici în zonă, ne luptăm cu zăpezele, animalele, fată, trebuie scos porumb la oi, tot cu calul, cu șaua. Foarte, foarte greu. Nu-i simplu. Mamea asta a fost și ați văzut și v-ați lămurit. Dacă ar veni mai mulți, poate s-ar lămuri mai mulți. Deci asta e un lucru care în el ar fi foarte, foarte important să se facă. Drum. Și mă gândesc că mai sunt zonele astea ca noi. Nu știu că eu că suntem noi singuri, dar... Ar trebui să pun un pic preț și pe oamenii ăștia care sunt bătuți de toate. Și noi plătim impozite, și noi plătim taxe de poșunat, deci suntem, ne conformăm ca orice română, vrem să fim și tratați cât de cât, nu ca unul din, nu știu, unii din Timișoara, din Arad, dar cât de cât ar putea să... Ne acorde și nouă puțin atenție. Doi copii avem. Cel mai mic are 8 ani, pe clasa a doua, și cel mai mare are 12, pe clasa a cincea. Dar e problema că trebuie să meargă jos la Costești, că aici sus nu avem școală. Am fost nevoiți să-i ducem jos. Trebuie să stăm cu ei acolo în gazdă, că nu avem ce să facem. Pentru că nu sunt alte condiții. Ei că sunt mai mici, 2 ore fac până jos. Și mai ales iarna, când sunt zăpezile mari până în brâu, 3-4 ore. Și nu au cum să... Deci trebuie să scoală dimineața la 6 să plecăm de aici să... ca să putem ajunge la 8 jos la Costești. Ca să intre la ore, să prindă. Și mai ales cel mare trebuie să ajungă la autobuz. Este foarte greu. Suntem puțini în familie și trebuie să stăm jos cu ei tot timpul. Stau eu câte o săptămână, pe urmă mere mama, soacra mea, iar stă mai mult cu ei pentru că aici ai foarte mult de lucru. Ea e mai în vârstă acum și
Nu mai greu și așa, că ea nu știe să le arate. Materiile s-au schimbat de când au fost ea de mult. Sunt alte condiții acum, se cer mai greu. În zori hotărâm să plecăm. De 3 zile stă ceața peste lumea de jos. 3 zile am fost dincolo de nori. Ionica se duce în jos cu cai, după făină și pâine. Ne întâlnim cu Ionica la amiază, se întoarce din sat. Ne spune că fia ne așteaptă jos. Mă gândesc că nu e ușor să stea de luni până vineri cu chirie departe de casă. De asta am și venit aici, că nu întreb, că nu sunt acasă. Numai să înveață copiii. Pot învăța ca să nu mai trăiască și ei pe acolo ca noi. Mă bucur că văd că învață bine, e scurcă, păi știi, Dumnezeu ce-or face în viață. Eu ar fi să facă ceva pe acolo, să nu rămână pustiu bine și de unde nu, numai să poată învăța să se ducă mai departe. Dacă am dus nisipul și toate, și țiglă, și tot, așa înghesar și cum ați văzut, eu nică că o scos acum sarea și făină albă în sus și am făcut acolo și acum, de câțiva ani, nici nu am mai făcut nimic, am văzut că nu are niciun rost. Ce, pentru ce să le mai facem? Pentru ce? Nu, nici nu mai, acum nu mai avem boi ca să ducă nisip așa cu carul și așa. Nu, scoteam cu cai, cu boi. Și au făcut și acum, uite, copiii nu au casă, ei zice că nu mai stau singuri acolo. Nu rămâne o muncă de atâta, nu numai a mea. Are o grămadă de oameni, destui, o generație, socri, soțul meu, că noi, copiii. Dar ce să facem, dragă? N-avem ce face. Nu avem ce face, că așa e. O fost destul de familii care și-au cumpărat atunci ieftine, cu câte 60 de milioane, 100 de milioane. Nu, așa cum și-au făcut. Atunci soțul meu, când îi spuneam, ducea că ce-mi trebuie chiar o căsălie noi, șură nouă, saivanile, amândouă le-ați văzut. Ce vrei, unii, vrei să lași tot pustiu aici, să te duci jos? Vrei să te angajezi undeva cu 4 clase? Nu, când ai vorba 4 clase, m-am pus și eu și el. M-ai făcut pe urmă, știți, așa, la prevență, liceu. Merea de făcea și odată. El o și scris cu mult, într-adevăr. Da, neșapă acum, uite, eu s-o duci, noi am rămas și timpul s-a schimbat. Ce e greu. Dacă nu avem drum, nu avem condiții, că dacă ar fi să fie drum să-și poată lua mașină, atunci ar fi altă treabă. Am vinde, n-avem cui. Ei s-ar face drum, cum este pe la Luncani. O colegă de aici, de-a lui fata mea de la Vidra, una Karin, o luat în Luncani. Și a făcut acolo o casă cu două rânduri, casă de odihnă. Nu, nu m-a dat degeaba. La noi n-au venit, din Austria. Păi zice, uite aici au ales locul, ce frumos e, chiar unde intri la noi în grădină, acolo. Da, n-au venit că nu mai fost, nu-i drum de mașină, cu ce să urce? N-au venit cu motociclete, cu de-așa, dar păi pot să-și aducă bagaje cu așa ceva. Da. Mai ales și la sus, la Godeanu, vin destui și vara. Dar este drumuri, sunt drumuri. Din ăștia forestiere merg mașinile încărcate de lemne. Și aici pentru câteva familii, uite, s-au părăsit, ați văzut asta, și școala, ce clădiri acolo. Deja. Acum și dacă nu mai sunt copii ca să se facă școală. Dacă ar fi drum, s-ar putea face o alimentară, s-ar putea face ceva acolo. Eu știu. Vă face să râde lumea de mine. Nu, așa-i, dragă. Nu v-ați mai văzut atunci? Da, da. Ce-a zis lumea? De vreo două ore, mai și râdeau copiii. Le-am și zis, nu, zic, tu ziceți că n-am cumpărat casă, nu, uite-te, zic, tu și eu făcut ceva în viață. Adică? Păi da, cât e zi pe acolo de la munte, zic, și nu fă niciuna filmată, zic. Râdea Ionica când i-am zis. Da. Am urcat pentru a doua oară la Costești Deal. După 2 ani nu s-a schimbat nimic, dar poteca spre Costești
E locul de unde a plecat totul. De 12 ori am urcat muntele. De tot atâtea ori ți-am arătat oameni ce trăiesc izolați. În lumea lor, de dincolo de nori. Și totul a început de aici.